Am revenit în direct, alături de mine se află doamna Liliana Comănescu, conducător, serviciu prevenire și protecție. Serviciu extern, prevenire și protecție. Și domnul colonel în rezervă Nicolae Popescu. Am discutat în prima parte, domnule colonel și stimată doamnă Comănescu, despre necesitatea apariției acestei noi profesii, până la urmă, de specialist în prevenirea situațiilor de urgență. Domnule colonel, dumneavoastră vă ocupați de formarea acestor specialiști, în mod direct. Sunteți profesorul, dirigintele, cel care îi învață meserie. Haideți să vorbim un pic despre cei care vor să devină, să îmbrățișeze această carieră. Care sunt condițiile? Ce studii trebuie să aibă? Ce trebuie să facă? Ce învață de la dumneavoastră? Dacă îmi permiteți, aș preciza faptul că nu sunt singurul. Mai activează și domnul colonel în rezervă Miclea și domnul colonel în rezervă Manole, niște oameni deosebiți cu experiență foarte mare, cu expertiză practică deosebită, niște specialiști foarte buni. Și cunoscuți în județ. Și cunoscuți în județul Prahova. Condițiile sunt studii medii, numai că vreau să spun că aici oamenii vin de regulă, cei care au absolvit și alte forme de pregătire, precum cadru tehnic. Noi o să ne dezvoltăm și o să pregătim și servantul pompier, șef serviciu, șef compartiment pentru prevenire, formație, intervenție, telefonii și așa mai departe, toate care sunt prevăzute în legislație. De ce este important și aici o să mă axez mai mult pe această specialitate, specialist pentru prevenirea situațiilor de urgență. Vedeți, nu este specialist pentru prevenirea incendiilor, pentru prevenirea situațiilor de urgență. Aici este o cadrare mult mai largă. Cuprinde toate tipurile de risc identificate care sunt generatoare situații de urgență. Este bine că orice persoană cu studii medii poate participa, în sensul că avem nevoie de specialiști atât la nivel localitate, în cadrul primăriilor, în primul rând la serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, în societățile comerciale, în societățile clasificate SVSO 2, așa cum spuneam mai devreme, în toate instituțiile publice, dar nu numai, în orice societate. Important este faptul că acești specialiști pot fi pregătiți și se poate acoperi întreaga paletă de activități, fie de producție, fie de depozitare, fie că avem o instituție publică, avem învățământ, obiective de cult religios, că avem spitale, grădinițe sau poate avem niște societăți sau cămine de bătrâni, persoane care nu se pot evacua singure și așa mai departe. Este o importanță deosebită ca acești oameni să fie pregătiți, pentru că ei vor învăța în primul rând să controleze. Și vreau să intru în amănunt, să vedeți, la o locuință. La o locuință, dacă vine acest specialist desemnat, el practic merge la o locuință și verifică instalațiile electrice, instalațiile utilitare, instalații de alimentare cu gaze, verifică mijloace de încălzire locală, mijloace de încălzire locală cu sau fără acumulare de căldură, centrale termice, combustibil, pe combustibil lichid, pe combustibil lichid, pe energie electrică sau altele. Dacă avem instalații de protecție împotriva trăznetului, modul de depozitare și așa mai departe. Important este că acest specialist nu merge să sancționeze, nu îl interesează decât să-l sprijine. Adică este ca un prieten, el vine și îi spune, dacă bineînțeles îi permite accesul, ce trebuie să facă. Nu este complicat, este adevărat că în țările europene există un control de prevenire prin auditare. La noi există un control de prevenire, așa cum este stipulat în legislația noastră, de calitate, dar trebuie îmbunătățit ca și procedură, pentru că nu trebuie pierdut timp. Această verificare, evaluare sau auditare se poate face practic și din primărie, pentru că prin mijloacele moderne îi solicit niște documente. Și vă dau exemplu. Dacă este vorba de o locuință sau e vorba de o societate comercială, un chioșc sau orice,
îl am în evidență, știu ce dotare are, dacă are mijloace de stingere sau instalații de stingere, mă uit în normativele tehnice, știu câte are, ce tip de stingătoare și eu îi cer decât să îmi dea când a făcut verificarea. Această verificare se execută de către o societate acreditată, atestată. Și atunci eu pot să văd foarte simplu că el le are verificate. Ce se întâmplă azi la noi în societatea românească? Producătorul practic are niște produse, să spunem, mijloace de stingere, le comercializează, dar el poate să asigure și serviciul. Adică el, dacă are un contract de serviciu, el vine, le ia pe celelalte care trebuiesc verificate și lasă altele noi până îi le duce pe ale lui. Adică tot timpul sunt verificate. Cât de ușor! Nu trebuie să avem oameni să verifice în teren. Noi, într-un mod conștient, trebuie să informăm că am executat verificarea și am documentul cu numărul. Așa trebuie făcut și la instalațiile electrice. Pe o instalație electrică trebuie verificată, dar sunt locuințe sau, mă rog, și alte structuri, construcții, unde instalația electrică nu se verifică. Poate n-a fost verificată de 10 ani, 20 de ani, 100 de ani. E normal că apar nereguli, riscuri și trebuie verificate. Dacă IPT-ul trebuie verificat o dată pe an, rezistența ohmică de împământare, acest lucru trebuie să se facă. Ce se emite de către societatea atestată? Un buletin de verificare PRAM. Și atunci îmi atestă că s-a făcut lucrul ăsta. Vedeți cât de mult se simplifică, nu mai trebuie să merg în teren. La mijloacele de încălzire locală, aici este mai complicat, în sensul că nu prea avem pe piața românească societăți abilitate, atestate să execute aceste lucrări de verificare, mă refer de, la mijloace de încălzire locală cu sau fără acumulare de căldură, că pentru centralele termice avem pentru toate domeniile. Când vine vorba despre încălzire, chiar că lucrurile devin mult mai complicate din toate punctele de vedere. Vreau să vă dau un exemplu, nu să mă refer la ceea ce înseamnă mijloace de încălzire locală din vechime. Vreau să vă dau un exemplu de un mijloc de încălzire modern care poate genera un eveniment nedorit, un eveniment deosebit de grav. Și vă dau un exemplu, nu vă spun unde s-a întâmplat, dar la o construcție s-a realizat o centrală termică pe combustibil solid, modernă, cu bine proiectată, cu un coș realizat conform proiectului. Și totul s-a realizat conform normelor tehnice în vigoare. Numai că legătura de evacuare a fumului și gazelor fierbinți între centrala termică și coș s-a realizat printr-un tub flexibil în inox corect, normal, firesc, dar nu a fost poziționat corect ca acel gudron, acei solzi de pește care se formează și aceștia se formează decât în anumite condiții, el practic se duce în centrală și arde și nu există niciun pericol. Dar el fiind montat la orizontală, de regulă sau în mod normal trebuie să se utilizeze, să se folosească lemn uscat. Dar știți că poate n-am achiziționat cât îmi trebuie și atunci mai pun și lemn verde. Și ăsta favorizează depunerea de acest gudron, care atunci când se aprinde, arde, a ars, a înroșit, a topit acest tub gofrabil de inox și a luat foc materialele combustibile din imediata apropiere și până s-a observat, a ars aproape întreaga construcție. Iată că nu este suficient să realizăm o instalație sigură, trebuie să o mai și verificăm. Aceste verificări se fac periodic. Dacă nu se fac la două săptămâni, la o lună, se facă. Adică o fac specialiștii, dar chiar și proprietarul, dacă este instruit de specialist, pentru că e o operațiune simplă, că nu putem să respectăm ad literam, dar noi trebuie să verificăm și să ne protejăm. V-am dat un exemplu de genul ăsta, dar asta poate să constate și să vadă specialistul de prevenire. Domnule, și vă mai spun o singură speță care o consider eu foarte, foarte utilă. De regulă, noi realizăm tâmplăria de aluminiu sau, mă rog, cu geam termopan. Dar nimeni nu-și pune întrebarea
De ce găsim pe cineva asfixiat care are un mijloc de încălzire locală pe lemn? Și da, l-a găsit acolo asfixiat, dar nu s-a întâmplat nimic. Pentru că el și-a etanșat atât de bine incinta, încât la ferestre, știți că are două ferestruici. Una este pentru evacuarea condensului la partea de jos, la partea de sus, în mod obligatoriu, există o ferestruică de ventilație. Așa cum avem la Veluxuri, știți, Veluxurile care vin din afară, ele au această ferestruică de aerisire, de primenire a aerului din încăpere. Sunt lucruri de siguranță pentru viața omului esențiale, care ele trebuie cunoscute. Și atunci când îmi veți permite, o să mă duc să vedeți cât de important este viața unui copil când merge pe timp de vară la un râu sau când merge pe timp de iarnă pe un lac și așa mai departe, și unde sunt greșeli și ce trebuie făcut, și acest specialist poate consilia decidentul sau responsabilul, pentru că peste tot avem responsabilitate. Cineva este vinovat, dar trebuie să-și asume și responsabilitatea. Nu asta ne interesează, vinovăție sau responsabilitate. Ne interesează prevenirea. Componenta de prevenire este atât de importantă, dar ea este strâns legată de componenta de intervenție. Iar acest specialist de prevenire poate fi pregătit atât în componenta de prevenire, dar cunoscând și latura de intervenție. Nu este complicat, așa cum v-am spus, pentru cutremur. Este atât de simplu, numai ca noi să fim conștienți că putem realiza singuri aceste măsuri proprii de protecție și permanent, așa cum îi spunem unui copil că trebuie să fie atent în fiecare zi pe unde traversează. Și aici acest specialist îl poate consilia pe manager, pe conducătorul instituției sau societății respective, ce probleme identifică, și tot timpul aduse la cunoștințe, făcute informări, în scopul, bineînțeles, în sensul de a le elimina, de a le rezolva. Pentru că asta este important și managerului este bine, pentru că nu va avea sincope în funcționare. Practic îl interesează ca activitatea lui să fie profitabilă, să scoate profit, și nu se poate ocupa de întreaga paletă privind managementul, să spunem. Sigur că da, și așa se poate dedica exclusiv activității sale, dar domnule colonel, ne-ați spus mai devreme, ne-ați spus ce ar putea să verifice un astfel de specialist într-o locuință privată. Ca să fie lucrurile foarte clare, ne putem aștepta ca într-un viitor apropiat să bată cineva la ușă și să spună: domnule, eu sunt specialist în prevenirea situațiilor de urgență și am venit să verific proprietatea dumneavoastră și o să încep, nu știu, cu instalația electrică. Este posibil, există o lege care să oblige proprietarii să le permită accesul în proprietate, astfel încât să verifice, să le pună la îndemână tot ce le trebuie? Sau asta s-ar putea, astfel de acțiuni s-ar putea petrece la cererea beneficiarilor? În mod normal, legislația prevede că un specialist la nivel localitate va trebui să verifice 200 de locuințe pe an și așa mai departe. Primarul este cel care planifică activitatea acestor specialiști. Ploiești sunt undeva peste 60.000 de apartamente, vorbim numai de apartamente. Dar noi trebuie să înțelegem aceste lucruri, că proprietarul este suveran și el nu va fi deranjat niciodată, și trebuie să mai înțelegem că sunt foarte mulți proprietari de locuințe care respectă legislația și și-au luat toate măsurile de siguranță, atât în municipii, în orașe și în localități, au gospodării foarte bine organizate, iar aceste acțiuni pe care care sunt organizate de către comitetele locale pentru situații de urgență prin serviciile voluntare în societăți, prin serviciile private, ele se vor desfășura într-un mod rațional. Acolo unde proprietarul permite accesul sau crede că această activitate este utilă, acești specialiști pot fi de ajutor, numai că trebuie să se aducă la cunoștința oamenilor importanța acestei activități. Dar în niciun caz nu este obligatoriu să intrăm peste cineva sub nicio formă. Ideea este ca specialiștii să fie de ajutor oamenilor care au probleme, oamenilor
cei care utilizează construcția, care au probleme nu numai despre de instalațiile utilitare aferente construcției. El poate să-i spună cum trebuie să fie fixat mobilierul în cazul în care se produce un cutremur, poate să-i spună că dacă are o ușă de acces din sticlă 100% trebuie să stea, să nu intre în panică, să nu se ducă către ușă, pentru că atunci când încă știți că un seism durează până la 2 minute, aproape 3 minute și dacă mă duc la ușă s-ar putea să se spargă, să mă accidenteze. Deci poate fi de folos. Sensul este ca acest specialist, numai cu acordul proprietarului, să desfășoare aceste activități. Și sunt voiam și, ca lucrurile să fie foarte, foarte clare. Și sunt și situațiile de alunecări de teren, de inundații. El dacă observă fisuri de alunecări de teren și așa mai departe, punându-le cap la cap toți specialiștii ăștia de prevenire a situațiilor de urgență, poate ca în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență să se facă o evaluare la nivelul localității, a se cunoaște concret unde avem alunecări de teren, care sunt active, care sunt inactive, care sunt alunecări de teren nou apărute și așa mai departe. Iar aceste alunecări de teren pot să apară chiar în localități care nu sunt prevăzute în 575. De exemplu, la Berca, acum 70-80 de ani, doi versanți au alunecat și au format un baraj. Prin unitățile militare s-a dislocat masa de pământ pentru a se da drumul la apă, pentru că puneau în pericol locuințele din amonte de acest baraj. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat și acum 3-4 ani, dar numai o parte din versant, cred că dumneavoastră cunoașteți, a alunecat către drumul de circulație în zona respectivă. Avem alunecări de teren în foarte multe localități care sunt bine cunoscute, Brața, Comandnic și așa mai departe. E, lucrurile astea nu ne limităm numai la incendii, la explozii. Știți, că acum am vorbit mai mult de locuințe, dar omul are acolo, dacă are garaj într-o locuință, anexat locuinței, are o mașină sau două mașini, acolo își pune și benzină, poate nu în cantități mari, sau motorină, își mai ține ulei, poate o cantitate mică de vopsea, dar zice, aici pot să pun și o butelie de aragaz, pot să pun și o butelie de voiaj și iată că vom depozita atât de multe ca în cazul în care se inițiază un incendiu, e un real pericol pentru întreaga construcție. Dar și mai periculos, aș vrea să scot în evidență faptul că oamenii îi văd uneori că merg la stațiile PECO și alimentează și pun în butelie gaz de la PECO, ceea ce este un lucru foarte periculos, pentru că acea supapă, acea butelie plimbată tot timpul, nu știi când cedează. Cel mai bine este să utilizăm butelii omologate și luate de către producătorul care garantează siguranța în exploatare. Au fost foarte multe evenimente și mi-aș dori ca oamenii să conștientizeze. Cred că am scăpat de acele butoaie, pentru că am găsit, ce să vă spun, butoi de 200 de litri de metalic umplut cu gaz, pentru că fiul îi umplea butoiul părinților cu 200 de litri de gaz și la 2 luni, la 3 luni. Asta nu înseamnă siguranță. Și foarte important este și pozarea instalațiilor fixe de gaze naturale, de instalații electrice. Vă dau un exemplu simplu. Vin cu un prelungitor la o anexă, la un depozit de lemn, la o locuință și pun un bec acolo și vin cu un cablu. Și cablul ăla nu l-am de 6 metri cât este până acolo să-l bag în priză undeva sau... Și vin cu unul, că de 20 de metri și nu-l tai, că zic, lasă că să nu-l stric, că-l mai folosesc și la altceva. Și ăsta formează o spiră, un arc electric și poate o să-l folosesc, lasă că pot să-l folosesc și la altceva, la un consumator de energie electrică și neomologat. Ăla formează arc electric, ăla poate genera un incendiu fără să-mi dau seama. Vedeți, cauze sunt multiple. Acest specialist de prevenire a situațiilor de urgență poate identifica, îl poate sprijini, îl poate consilia, îl poate ajuta. Rolul acestuia nu este de a aplica contravenții, de a da sancțiuni, de a speria pe cineva. Rolul lui este de a-l ajuta, de a preîntâmpina unele evenimente nedorite. Este în cunoștință de cauze, este pregătit, iar el făcând controle permanente prin similitudine
poate să vadă riscurile, să le identifice, să capete o experiență și să-i ajute pe oameni în mod real. Este important și spun eu că este important. Oricât de mulți specialiști ar avea serviciile profesioniste pentru situații de urgență, ei nu pot acoperi toate sectoarele de activitate, toate localitățile și așa cum a spus dumneavoastră în municipiul Ploiești, să ai atâta personal de specialitate. Ne-am dorit, dar nu este posibil. Ei controlează cu prioritate societățile cu pericol mare, clasificate SVSO2, structurile de învățământ, unde avem copii și trebuie atenție deosebită, structurile de sănătate publică, rafinările și așa mai departe. Și sunt și alte tipuri de risc generatoare situații de urgență către care trebuie să se aplece în mod deosebit permanent. Domnule colonel, o întrebare foarte, foarte importantă pentru telespectatorii noștri care v-au ascultat cu atenție și care, să spunem, și-ar dori să urmeze cursurile și să devină un astfel de specialiști în prevenirea situațiilor de urgență. Există cerere pe piața muncii pentru astfel de specialiști? Acest curs a început de curând. Până acum a fost dezvoltat foarte bine cursul pentru cadre tehnice de prevenire și stingerea incendiilor. Acest curs a început de aproximativ 2 săptămâni. Sunt foarte mulți interesați. Probabil că reprezentantul societății vă poate spune mai multe despre aceste condiții sau unde se pot adresa sau număr de telefon. Eu nu pot potrivi competențelor decât să spun că acest curs se face decât la această societate în zonă, deci nu există în județ o altă societate formatoare pentru acești specialiști. De asemenea, nu există, din câte am verificat eu, nici în județele învecinate. Este foarte important. Cei care sunt acum la cursuri sunt niște oameni deosebit de interesați, sunt niște oameni pregătiți, sunt oameni cu o pregătire superioară, sunt ingineri care au trecut prin toate formele de pregătire, de specializare, privind nu numai cursurile pe care le desfășoară această societate. Sunt oameni care lucrează în domeniu, sunt interesați pentru că lucrează în rafinării, lucrează în societăți comerciale, sunt și de la nivel localitate. Ele sunt foarte importante și eu sunt sigur că foarte mulți vor fi interesați pentru că ele sunt utile și tinerilor și celor în vârstă, sunt utile tuturor categoriilor de personal din societatea noastră. Noi, prin acest curs, putem învăța foarte multe lucruri interesante, pentru că, de altfel, pe lângă latura teoretică, este și o latură practică aplicată, iar noi le aducem în față situații prin care am trecut, cu care ne-am confruntat și care au fost procedurile prin care am rezolvat o problematică foarte complexă, nu numai la nivel localitate, și cuprinde întreaga paletă a tipurilor de risc generatoare situații de urgență. Sunt atât de multe de spus încât nu pot într-o emisiune sau într-un tip scurt. Ne mai întâlnim în acest platou. Să dezvolt, pentru că este foarte important, este foarte important pentru noi toți. Iar scopul principal este de a proteja viața omului. Atunci când merg într-un local, când merg într-un club, când merg în orice loc public sau în orice societate, eu trebuie să am siguranța că nu mi se întâmplă nimic, că sunt în siguranță. Asta este cel mai important. Și noi trebuie să facem pași, pentru că nu inventăm noi acum roata. Îl luăm de la cei care sunt în Uniunea Europeană, de la oricine care au pus la punct aceste probleme, care au trecut prin asemenea situații, și noi putem să dezvoltăm la un alt nivel, pentru că și noi, și la noi lucrurile s-au dezvoltat. Și mentalitatea s-a schimbat, oamenii sunt încrezători, sunt mai siguri pe ei, sunt dornici de informație și asta este important, că omul trebuie să știe, iar noi trebuie să comunicăm informația, bagajul de cunoștință pe care le-am acumulat în timp, într-un mod sincer. Eu uneori mai spun
cam două arme pe care nu mi le poate doborî nimeni, sinceritatea și respectul reciproc. Trebuie să fiu sincer și corect, să-i spun tot ceea ce știu eu, pentru că ceea ce nu știu eu, pentru că nimeni nu le știe pe toate, poți să le învăț de la oricine, de la ei, de la dumneavoastră, de la oricine, dar respectul reciproc este foarte important, că dacă omul mă simte că îl respect și el mă respectă și este interesant și el percepe informația reală, mă refer la situațiile de urgență, care sunt cauzele, care sunt deficiențele, de ce trebuiesc înlăturate, de ce este importantă viața omului. Viața omului este foarte importantă și noi trebuie să ne aplecăm foarte mult către acest element, să punem accent pe viața omului oriunde ne-am afla. Sunt reguli simple, nu trebuie să complicăm, nu trebuie să avem un vocabular extraordinar de tehnic pentru a-i spune ce trebuie să facă în metrou, ce trebuie să facă în mijloc de transport. Sunt atât de simple aceste proceduri, dar ele trebuie spuse și trebuie spuse de către părinți copiilor, trebuie spuse în școli, în sistemul, în infrastructura de învățământ, trebuie spuse la locul de muncă, trebuie spuse permanent. Aveți dreptate, doamna Comănescu, o să vă adresez și dumneavoastră exact aceeași întrebare care i-am adresat-o domnului colonel. Dumneavoastră, prin prisma experienței dumneavoastră, credeți că există cerere pe piața muncii pentru cei care vor absolvi aceste cursuri și vor deveni specialiști în prevenirea situațiilor de urgență? Da, cereri sunt și cred că vor fi în continuare, având în vedere paleta largă de adresabilitate, să spun așa, atât pentru primării, cât și pentru... Deci se pot angaja și în mediul privat, dar sigur și că da, fiindcă se adresează, da, atât, să spun, și agenților economici cu suprafețe foarte mari și, să spunem, spitalelor. Deci paleta e destul de vastă pentru cei care absolvă acest curs de specialist de prevenire și protecție de a se angaja. Deci o meserie nouă care poate fi o meserie de viitor, să spunem. Da, este o meserie foarte importantă pentru cei care doresc să ajute oamenii, să-și ajute semenii, să fie utili în societate, în instituția în care lucrează, în societatea unde activează. Este foarte important prin activitatea pe care o desfășoară. De acest lucru avem nevoie. Nu vrem să mai ne întâlnim cu situații în care avem un incendiu la un club. Nu vrem să mai avem victime omenești, nu vrem să avem victime nici atunci când, eu știu, încercam să vă spun că un copil se duce, că e cald la un râu, în apă curgătoare, de mică adâncime să facă baie, dar din neștiință ajunge într-o groapă realizată de către o balastieră care nu a fost astupată, nu a fost marcată, s-a mutat de acolo, n-a verificat nimeni și am avut multe evenimente de acest gen. Sau pe timp de iarnă se duce pe un lac, nu știe cât este de adânc, a alunecat, s-a rupt gheața cu el, nu e cineva în apropiere să-l salveze, iar aceste lucruri pot fi prevenite. Pot fi prevenite, în primul rând, prin informarea preventivă care se face atât de către structurile specializate ale statului, dar și de către noi toți, de către acești specialiști, pentru că vă dau un exemplu. În cadrul unei societăți clasificate SVSO2, aici se realizează două categorii de planuri, planul de urgență internă și planul de urgență externă. Dar în momentul în care am realizat planul de urgență internă, acesta se pune în aplicare de către conducerea societății respective. Planul de urgență externă se pune în aplicare de către instituțiile statului. De ce? Pentru că evenimentul din interiorul unei societăți poate pune în pericol vecinătățile, implicit populația. Această populație trebuie prevenită și informată și, dacă e cazul, și dotată cu măști de protecție și așa mai departe, în cazul unor rafinării sau mai știu eu ce, că sunt și depozite de insecticide și nu numai rafinăriile. Iar această informare trebuie să se facă. Este o muncă de prevenire care este necesară și trebuie făcută. Populația trebuie să cunoască, să fie în cunoștință de cauză, ca atunci când s-a produs ceva, să știe exact ce trebuie făcut.
nu să întrebăm și să ne panicăm. Nu, trebuie să cunoaștem, iar acest rol îl au acești specialiști. Bineînțeles că este rolul managerului, dar prin acești specialiști își poate realiza responsabilitatea și o poate delega mult mai simplu. O ultimă întrebare, domnule colonel, nu mai avem foarte mult timp. Vă rog să-mi spuneți dacă acești specialiști, să spunem, vor funcționa în cadrul unei unități administrative, în cadrul unei primării. Pot acționa în vreun fel în cazul în care cetățenii din acea localitate, nu spunem Ploiești, o localitate oarecare din România, reclamă un grad de poluare mai ridicat? Acești specialiști pot funcționa, așa cum am precizat încă de la început, în cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Pot funcționa numai în condițiile în care sunt prevăzute în fișele posturilor în orice domeniu de activitate, dar competențele lor vor fi stabilite de către conducători, de către manageri, în raport direct cu prevederile legale în vigoare. El, așa cum vă spuneam, nu poate să-și desfășoare activitatea decât în cadrul unei proceduri. Și un control de prevenire se face în cadrul unei proceduri. De exemplu, dacă controlez locuința, am o procedură de control pentru locuință, de a sprijini proprietarii. Dacă verific niște societăți comerciale, cluburi, discoteci, restaurante și așa mai departe, sunt proceduri specifice, trebuie să existe proceduri specifice. Nu se face nimic haotic, nimic nu trebuie să se execute în afara legii, nu trebuie să existe niciun fel de abuz. Cel care stabilește procedura își asumă responsabilitatea și aceste proceduri sunt asumate de către responsabili, de către decidenți, în strânsă legătură cu juriști, consilieri juridici care își asumă această responsabilitate. Așa cum vă spuneam, scopul este de a ajuta, de a sprijini, nu a deranja, nu a întrerupe, nu a afecta în vreun fel activitatea vreunei instituții, sub nicio formă. Am înțeles. Doamna Comănescu, domnule colonel, vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru discuție și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri. Mulțumim. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine seară la Subiectul Zilei. Până atunci, toate cele bune!